Cristina Spătar parcă a înflorit după divorț. Fosta regina R&B arată din ce în ce mai bine. Adevărul e că acum are mai mult timp pentru ea, așa că o mai vezi ducându-se des la saloanele de frumusețare. Ce tratament și-a făcut recent, vedem chiar acum. Cristina, cât mai avem până la sărbători? Puțin de tot. Puțin. Și văd că deja ai început cu pregătirile așa estetice, ca să zic așa. Ca toate femeile, ca toate doamnele și domnișoarele, ne pregătim pentru sărbătorile de iarnă și nu numai. Ce vrei să-ți faci? Păi uite, am venit la o epilare definitivă, de fapt la o ședință pentru epilare definitivă și să vedem ce urmează după asta. La sfaturile specialiștilor o să vedem. Cam cât de des treci tu pe la salon așa? Mă, de câte ori am timp. Că ți-ai pus ochelarii de Robocop, aveți amândouă. Da, avem ochelari, da. Avem ochelari pentru că începem ședința pentru epilare definitivă. E prima dată când faci? Nu e prima oară când fac. În schimb, am fost ceva timp în urmă și eram foarte bronzată, aveam o piele foarte bronzată și a necesitat să vină toamna, să treacă bronzul, pentru că atunci pielea e mult mai sensibilă când ai pielea bronzată, știi? Bine, a revenit la noi, deși epilare definitivă putem face și pe piele bronzată, numai că dacă într-adevăr este foarte bronzată, atunci pielea este mai sensibilă și trebuie să așteptăm un pic să treacă efectul bronzului. Acum, în schimb, putem lucra pe metoda clasică, răcind zona cu gheață, astfel încât flash-ul de lumină intens pulsată să ajungă la rădăcina firului de păr. O să o simți! Deci rămâi fără păr, asta e cert. Da. Părul nedorit, părul de pe piciorușe. Dar chiar e rece. Păi dacă e gheață. Să râzi, dar ce neplăcut. Aoleu, nu mai vreau. Suferă la frumusețe. Baba, la frumusețe, baba suferă. Crezi că arde părul, da? Așa ar trebui să scăpăm naibii de perișorul ăsta. De fapt, după atâția ani nici nu mai avem așa mult păr. Toamna este momentul propice pentru a începe epilarea definitivă, astfel încât vara viitoare să fim lipsite de griji, da? În special persoanele care au probleme cu creșterea firului de păr pe sub piele, generate în general de epilarea cu ceară, sau probleme de foliculită create tot din pricina firelor de păr crescute pe dedesubt. Cam câte ședințe trebuie să faci? În principiu, între 8 și 12 ședințe. Primele 4 se fac consecutiv la o lună, după care adăugăm câte o săptămână de la o ședință la alta în funcție de rezultatele pe care le obținem. Hai că am scăpat, ți-am amorțit piciorul acolo. Și pentru că am înțeles că trebuie într-adevăr să fie foarte rece suprafața atunci când aplică laserul acela. Hai că am niște bețe super. Aplicăm o cremă cu aloe vera care hidratează foarte bine pielea și o calmează în același timp după epilare. Da, după care trebuie să continue să-și aplice crema pe piele. Dimineața, seara? Hidratată. Oricând, dimineața, seara, după duș. Da. Okay. Cu cât mai des, cu atât mai bine. Cu părul am terminat definitiv. Deci gata, s-a terminat. Deci nu mai ceară, nu mai te chinui, lamă, nimic. La revedere, nu mai. Am terminat cu părul, trecem la alt capitol. La celulite, la alte chestii mai grave, da?